găsit tuturor la știri, sunt Laura Angelescu. O neacordare de prioritate era să se transforme într-o tragedie. Două autoturisme s-au izbit frontal la intersecția străzilor Vasile Alexandrii și Temeliei după ce unul dintre conducătorii auto nu a acordat prioritate, spun polițiștii. În urma impactului, cei doi șoferi au avut nevoie de îngrijiri medicale. Un brașovean de 47 de ani care conducea un autoturist tip taxi n-a acordat prioritatea la efectuarea virajului stânga și a intrat în coliziune cu un autoturist care circula din sens opus. Accidentul s-a soldat cu rănirea celor doi conducători auto care au fost transportați la spital. Tot o neacordare de prioritate a dus la producerea unui alt incident în acest weekend la Râșnov. De data aceasta, în evenimentul rutier a fost implicată chiar o mașină a poliției. Echipajul acesteia se deplasa la o intervenție în localitate cu semnalele acustice și luminoase pornite, însă într-o intersecție, șoferul unui alt autoturism nu a acordat prioritate mașinii aflate în misiune și astfel a fost lovit. La fața locului s-au deplasat 3 ambulanțe, dar din fericire nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. A fost reținut de polițiști pentru 24 de ore pentru că a condus sub influența băuturilor alcoolice. Este vorba despre medicul care a provocat 2 accidente la sfârșitul săptămânii trecute pe una dintre cele mai circulate artere din oraș, după ce a lovit 6 mașini. În urma accidentului, circulația în zonă a fost blocată aproape o oră pentru finalizarea cercetărilor. Analizele cu etilotestul au arătat că șoferul avea o alcoolemie de 1,27 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Doctorul este fostul șef al secției de neurologie de la Spitalul Militar, iar în prezent lucrează la un spital privat din oraș. Unul dintre copiii dispărut săptămâna trecută în râul Olt a fost găsit după 5 zile. Trupul neînsuflețit a fost descoperit în vegetația din albia râului, la o distanță de aproximativ 200 de metri de stația de epurare. Asta după ce un localnic a sesizat poliția în cursul zilei de vineri că a observat cadavrul unui copil plutind în apă în zona localității Măieruș. Primul cadavru găsit este cel al băiatului de 10 ani care a fost luat de curenții puternice ai apei în timp ce se afla la scăldat alături de alți doi prieteni. Din păcate, doar unul dintre ei s-a putut salva. Tragedia care a lovit cele două familii a avut loc în comuna Araci. După efectuarea cercetărilor la fața locului de către reprezentanții poliției, trupul neînsuflețit al copilului a fost transportat la serviciul de medicină legală Brașov pentru efectuarea necropsiei și stabilirea exactă a cauzei morții. Mai bine de 120 de tone de beton este efortul pe care constructorul parcării din Poiana Mică trebuie să-l facă la începutul lunii august, când terenul va fi pregătit pentru această lucrare. Cantitatea de material care va fi aplicată ajunge doar pentru primul strat ce va fi turnat. Vorbim despre parcarea supraetajată, aflată în șantier din primăvară și care ar trebui să fie dată în folosință conform contractului la sfârșitul lunii iunie anul viitor. Sunt în discuție 434 de locuri de parcare cu toate facilitățile aferente unui astfel de obiectiv. De asemenea, sunt în lucru zone de staționare a microbuzelor și autobuzelor. Crescut în grafic, se lucrează la partea de infrastructură. Deja s-a terminat primul strat de montat de fier beton. Urmează al doilea strat. Sperăm la începutul lunii august deja să înceapă turnarea betonului pentru primul nivel al parcării. Lucrările au debutat în martie și constructorul trebuie să predea obiectivul la cheie în iunie 2015. 31 de milioane de lei este valoarea totală a proiectului, sumă din care 98% este asigurată printr-un grant de la Uniunea Europeană. E o parcare foarte importantă pentru Brașov, pentru că știm foarte bine, fiecare iarnă se blochează drumul spre Poiana Brașov, deoarece nu mai sunt locuri de parcare. Administrația locală și-a propus ca, după realizarea parcării, să își impună reguli noi de circulație pentru turiștii care vor să ajungă în Poiana Brașov cu mașinile personale. Proiectul prevede construirea unui terminal pentru turiștii care își vor putea lăsa autoturismele în parcarea din Poiana Mică și pot ajunge în stațiune cu microbuzele puse la dispoziție de regia de transport. Locuri de muncă în Brașov. Marți și miercuri va fi organizată o selecție de personal la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Doi agenți economici din Brașov au locuri de muncă disponibile în următoarele meserii: ingineri instalații pentru construcții, proiectanti ingineri instalații, instalatori instalații tehnico-sanitare, agenți servicii clienți, colector credite și debite, sudor, ambalator manual, casier și lucrător comercial. La aceste selecții pot participa toate persoanele aflate în evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov, șomeri indemnizați și neindemnizați, precum și alte persoane interesate de găsirea unui loc de muncă, elevi sau studenți.
Linie nouă de transport în comun, cu ajutorul căreia se poate ajunge la noul centru de servicii sociale. Microbuzul 52 are capăt de linie pe strada Panselelor, unde deja unele birouri sunt active. Până pe 1 august vor fi funcționale toate ONG-urile care și-au găsit în noul sediu spațiul de desfășurare pentru activitățile de consiliere, protecție socială sau recuperare. Un spațiu generos pentru multitudinea de servicii de care populația brașoveană chiar are nevoie. În afară de birourile cu care locuitorii din oraș s-au obișnuit, mai ales în perioada în care se depun cererile pentru ajutoarele de încălzire, noua clădire găzduiește câteva organizații și asociații care oferă servicii specializate pentru diferite probleme sociale sau chiar medicale. Avem centru de zi pentru persoane vârstnice și prin ONG-urile cu care suntem parteneri vor fi servicii sociale privind consilierea psihologică a copiilor cu autism, cu sindrom Down, un centru de zi pentru nevăzători și unul pentru surdomuți și de asemenea unul pentru cei cu handicap locomotor. Printre asociațiile și organizațiile neguvernamentale care vor funcționa de la începutul lunii august se numără Asociația New Generation Impact, Pas Alternativ, Terapie prin Joc și Dramaterapie, dar și Asociația Copiii de Cristal. Una dintre fundații a creat un loc special pentru copiii care sunt abuzați. Copilul stă în camera aceasta mare, fără să știe că este observat, și în partea cealaltă stau specialiștii și urmăresc comportamentul în așa fel încât să fie depistat orice tip de abuz din timp sau orice problemă comportamentală pe care o are copilul respectiv. În clădire și-au găsit locul și cei de la Asociația pentru Persoane cu Dizabilități Fizice Sfântul Haralambie, care au și o sală de kinetoterapie bine pusă la punct. Toate persoanele cu dizabilitate fizică din Brașov și din împrejurimi, din județul Brașov, care dețin un certificat de handicap. Inspectorii de la Direcția de Servicii Sociale, care s-au mutat în casă nouă, se bucură de spațiu și de condiții de muncă foarte bune. Frumos, spațios, multă lumină și curat în primul rând. Microbusul 52, care pleacă de pe Tocile, traversează întreg orașul și se oprește la capătul de linie din strada Panselelor, unde este noul sediu al Direcției de Servicii Sociale. Programul de lucru cu publicul este de luni până vineri, între orele 8:30-16:30, iar joi între orele 8:30-17:30, anunță Primăria Brașov. DSS Brașov poate fi contactată și la numărul de telefon 0368-469-995 sau e-mail dssbv@yahoo.com. Au doar câteva luni, dar sunt deja ași la gimnastică. De cele mai multe ori, bebelușii pot da lecții de sport adulților de lângă ei, însă aceste mișcări simple pot fi considerate exerciții de gimnastică doar dacă sunt repetate cu regularitate. Bebe Rostogol este primul și singurul program de stimulare senzorială prin gimnastică și masaj din Brașov, creat special pentru prichindei. Specialiștii susțin că mișcarea fizică este singura metodă de a întări mușchii și articulațiile bebelușului, de a stimula circulația periferică, dar și de a tonifica inima și plămânii. Exercițiile fizice pe care le fac cei mici alături de părinți contribuie la dezvoltarea limbajului, a spiritului de observație și a atenției. Pune-te de picioare! Și papa, capul la cutie, mami! Bebe Rostogol este un program desfășurat de Asociația Bucuria Vieții pentru grupe de vârstă de la 3 luni până la 5 ani. Proiectul este coordonat de un antrenor de gimnastică artistică de performanță. Începând cu vârsta de 3 luni, copilul este gata pentru a fi integrat într-un program. Pe lângă beneficiile evidente fizice pe care le are, avem și beneficii de ordin psihic. Copilul socializează cu alți copii, mămicile socializează cu alte mămici. Toată lumea este fericită participând. Cred că micuțul meu este cel mai sociabil copil din lume și oriunde sunt copii, el este foarte încântat. Și așa că am venit pentru socializare, pentru dezvoltare. Lunar, bebelușii, părinților, dar și frații mai mari cu vârsta de până la 2 ani și jumătate pot participa și la o drumeție, al cărui traseu este diferit în fiecare lună.
Bulzi, mici, bere, grătare, muzică populară și voie bună sunt ingredientele unei petreceri în aer liber care nu au lipsit de la Nedeea Munților, o sărbătoare veche de 700 de ani pe plaiurile ce fac legătura tradițională dintre Transilvania și Muntenia, sau un târg de două țări, cum le place locuitorilor din Fundata să-l numească. Chiar dacă a plouat într-una din zile, oamenii au ajuns cu micul mare la Nedeea Munților, o sărbătoare cu vechime. Unii au venit să-și vândă marfa, alții la distracție și la o gură de aer curat. Bulze, pastramă. Pentru cine? Pentru oameni care vin să cumpere, care sunt pofticioși. Care vine dacă ați bani? Da? E scump, e scump? Nu. Tot prețurile care au fost până acum. Adică, un bulz cât e? 5, 10, depinde de mărime. Brânză, de burduc, fel de astea de uscaznice. E frumos, e atrăgător. Este foarte frumos, o zonă foarte frumoasă. Mai bea, că ăștia s-o obișnuiți în zona asta și cu bere rece. Și cu timpul ăsta mai rece. Nu merge, doamna, n-are lumea bani, nicăre nu merge nimic. Ce ți-a dus aici? O alege lut. Și cum sunt făcute? E greu de făcut? Păi... ușor nu se face nimic. Un târg de două țări, unde românii de pe o parte și alta munților, Bucegi și Leaota, vin să întâlnesc aici, dâmbovițeni, argeșeni, brașoveni, sibieni, și fac schimburi de mărfuri, chiar se leagă și căsătorii, acum în sistem modern. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante știri locale de astăzi la Mix TV. Sunt Laura Angelescu, ne revedem mâine!